În momentul de față mă aflu la stadionul Dinamo și la mai puțin de 100 de metri sunt 100 de fotbaliști pe care va trebui să-i vizitez în 24 de ore. Bun, băieții, la avem aici pe Dinamo. Băieții, la avem aici pe Dinamo. Ce avem aici pe băieții de la Cuci Boy de pe Instagram? Aici ai camera, o camera. Da. Cu cine ai ținut la World Cup? Bă, am ținut cu Portugalia. Acum că ai ieșit... Acum că ai ieșit, nu știu... Nu țin cu Argentina, că nu-s fan Messi recunosc. Vreau mai final la Argentina cu Portugalia. Nu știu, Croația, frate, pentru model. Cu cine ești la World Cup? Franța. Dar cu cine ești la World Cup? Dintre echipele rămase, vreau să câștige Messi. Toată faza se petrece la sala polivalentă Dinamo, o să fie un eveniment super caritabil organizat de Improve Football. Nu uitați să stați până la final pentru că veți avea o mare, mare surpriză. Băieți, l-am numai aici pe Doamne. Vă salut pe toți. Care ai avut de fotbalist nouă, nu? A fost ca bine? Sper total, n-am cuvinte. N-am cuvinte să-i găsesc. Au făcut și niște scheme la final acolo. Tot felul, ne-au dat goluri din toate pozițiile, credeți-mă. Deci, și-a plăcut mult, da? Da. Și cu cine ești la World Cup? La World Cup aș vrea să ridice Cupa Messi. Băieți, l-am numai aici pe Bogdan. Acum. În primul rând, vreau să-i am avut o părere bună, dar ultimul meci era foarte greu, adică dacă mă întreb pe mine era imposibil să câștigăm. Jucători profesioniști, clar că n-avem cum să ne lăsăm la nivelul lor, dar sincer sunt puțin dezamăgit când am reușit noi să dăm 2-3 goluri pe bune, nu cum ne-au lăsat ei, știi, să dăm gol. La final ai văzut cum ne-au lăsat. Da, cine ți s-a părut cel mai bun jucător de aici? Mi s-a părut tot, de exemplu, și Burescu, și Gardos, mulți, nu știu, toți mi s-au părut. Vedeau experiența, se vede, se vede că au stat în circunstanțe gândești. În general, ți-a plăcut azi toată ziua de azi? Da, super. Aș face asta în fiecare zi, dacă ar fi mai ales că și un eveniment caritabil și că m-aș sta și aștept copii cu chestia asta. Și m-am întâlnit și cu abonații. Asta da, da, cel mai bun. Băi, ce-l avem aici pe Regent și pe Andrei? Îl avem aici pe Regent și pe X-Breaker. Amândoi, cum, ce părere ați avut de meci? Numărul 1. Chiar dacă de la fotbaliști a fost omor calificat. Ai rata da, aștepta să întâmple asta, nu? Da, în poarta mult te-ai rezultat puțin. Ce să fac? Dar cine a fost cel mai bun de la voi și de la fotbaliști? Suntem o echipă, frate. Dar ce bătaie ne-am luat în finală, nu știu să zic. Bă, clar, cel mai bun e Ciprian de la. Și așa, când n-a jucat, cu cine ați jucat? Eu am vorbit cu tine, am fost pe echipă fotbaliști. Da. Da, eram. Salut, salut. Țineam cu fotbaliștii că eu cred că Academia ne bătea mai rău. Dar eu vreau să joc împotriva noastră. La World Cup, cine ați venit? Am ținut cu Portugalia și Spania, s-a dus acolo. Cu Argentina, Argentina, vamos! Vamos în Portugal! Iată, bine, bine, și mulțumesc, băi! Despre meciul din seara asta? Toate meciurile, da. Au fost foarte antrenante și s-a dovedit că fotbaliștii, chiar dacă sunt retrași sau au o vârstă înaintate, sunt cei mai buni, au experiență. Deci, atunci, le-ai ținut cu fotbaliștii? Care a fost jucătorul vostru preferat de pe teren sau jucătorii? Personal, eu am ținut cu Comedianții și mi-a plăcut mult Costi Max. Eu îl apreciez pe Coțofană de când sunt mic, dar m-am și apucat de știți golul de-asta de influență reală, că îmi place de Coțofană, deci el a fost cu omul meu. Mi-a plăcut cel mai mult de poziția. Șuții gol. De pe șuții gol. Deci de pe șuții gol. Sunt onorat. Ia zi, cum te vădeam? Ștefu, sunt onorat.
mersi, mersi, salut. Baftă. Salut, mersi, mersi, mersi. Cine ții la World Cup? Argentina și cu Franța. Da? Mulțumesc, mulțumesc. Cu plan, cu mărcuri. În primul rând, ce ai părerea lui de meci? Bă, ne-au spus mingea voi să știți. Da? Fotbaliștii cu World Cup, au stat bine? Se vede că n-au păcălit fotbal cu toată, s-au făcut și niște băieți de-aia mai grași și ceva să-i alcăm să-i dă, n-am văzut de aici. Cine a fost și mai bine putere? De la aici, Cernat. Da? Mi s-a părut și Garmin. Garmin, fapt, dar Cernat ne-a spus mine. Ce părere ai avut de mine? Bă, ăsta ultimul cel mai spectaculos, dar oricum, foarte mișto inițiativa, în primul rând și... Da, nu poate să-și lipă aici niște. Cu cine ai ținut? Cu toate echipele? Nu, no, nu, no, nu no, era valoare ținut. Spectacol să fie, că nu-i mă în el. Adevărat, mi-au plăcut mult ca fotbalistului, da. Dar și youtuberii. Ultimul meu spectacol. Da. Cel mai tare, mi-au plăcut fetele alea. Așadar, băieți, sper că v-a plăcut. Avem aici, am filmat cu toți jucătorii și influencerii. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați pentru cele filmat. Și să lăsați comentarii opinia voastră până atunci ne-au zis la viitoare. Pa, pa! Dați subscribe, am pupat!